Ok, suntem gata? Dragi prieteni, ne aflăm aici pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional și astăzi îl avem ca erou al clipului nostru pe Porto, un cățeluș în vârstă de 2 luni de zile. Mă, și oarece, când este sus aici, aici este frumusețea, când este sus aici cu picioarele, da? Eu îl pot mângâia și da mâncare, Robert, da? Da. Deci asta înseamnă că el e ocupat să-și ține echilibru acolo și să primească mâncarea în timp ce stă cocoțat aici. Și atunci eu pot să-l mângâi. Deci este important atunci când vreți, oameni buni, să mângâiați puii, să-i țineți ocupați pe mâna cealaltă. Ce faci, mă, piticule, acolo? Ce faci, mă, piticule, acolo? Deci, vezi, el trebuie să stea atent aici, să se uite la mâna cu recompensă, da? A picat. Nu-i nimic, o luăm noi. Ia uite-te. La mâna cu recompensă, în timpul acesta eu îl pot mângâia, da? Dar el nu se concentrează pe atingerea asta să se întoarcă să mă ia de mâini, să mă muște, cum are tendința acum, pentru că el este atent la mâna cealaltă, da? Da. Și așa asociem, practic, atingerea cu faptul că vezi că în mâna cealaltă avem mâncare și o să o câștigi. Și el se va concentra aici pe mâna asta. Și așa va învăța să stea, să-l atingem, fără să se simtă iritat să se întoarcă să ne muște de mâini. Fiind cu picioarele sus aici, el nu prea poate să ajungă la mâna pe care eu o îndepărtez, pentru că nu are cum. Și câștig două lucruri. Odată creez asocierea între mângâiere și mâncare și îl învăț să stea, să aștepte la distanță că vine mâncarea la el. Cine stă cu minte acolo? Marțafoiul, ia. I-am dat mâncărică pentru că a rămas aici, ai văzut? Da. A rămas aici, îi dau și încep așa să-l mângâi, să vorbesc cu el. Ce faci, dragă? Măi, Porto, ce faci, măi? Pot să vorbesc, să-l emoționez absolut cât doresc, dar el tot concentrat pe faptul că vine mâncarea, va fi, da? Și apoi finalizez și arunc mâncarea să se ducă să o ia. Sigur că da, după ce și-a luat mâncarea, mai vrea și atunci, dacă mai vrea, îi arăt așa că tot în aceste condiții va primi mâncărica. Va încerca să se suie aici, ia, pitic. Va încerca să se suie aici, îi dau mâncare, bineînțeles că a fost băiat cu minte și încep să-l mângâi. Da, băiat, și vorbesc cu el și dau mâncare. El se va aștepta atât de mult la mâncarea din mâna cealaltă încât îmi va ignora toate tingerile astea și atunci pot să-l învăț să-l controlez și în ureche în timp ce se uită pe mâncare, da? Și toate lucrurile pe care le fac așa vor ajuta mai târziu, efectiv. Tingerile cu trebuie să vină mâncare, trebuie să stau calm. Îi dau mâncărica aici, da? Și îl ating, îl mângâi. Și în timp ce îl mângâi, îi dau recompensa aici, îl fac atent. Cadouă. Nu-i nimic, că le culegem. Le culegem. Uite, le culegem și dăm aici piticului să mănânce. Apoi, trebuie să-l finalizăm dându-l jos și aruncăm. Bă, dar tu chiar vrei să o iei drept așa? Ce maimuță e. Bun. Ăsta, Robert, este unul din exerciții. Da? Tu poți să o faci dacă vrei. Și cu mâna cealaltă poți să schimbi mâinile, da? Îl ții ocupat aici și îl mângâi cu mâna asta, da? Și între timp îi dau recompensă. Ia uite-l, mă, băi, băi, șoarece, ce faci, mă, tu acolo? L-am urcat. Ce faci, mă, vrei să ne urcăm acolo? Ia, mă, ia să vedem. Ia, mă, cum ne urcăm noi aici? Ia să te văd. Hop. Așa, mă, pițigoiule, ia, mă, upsi, na, mă, că ai ajuns aici. Cocoțat, vezi? Deci, eu îl ating.
Îi dau mâncare, îl susțin, îl ajut. Opa! Și a căzut. Și a căzut, dar... Dacă e să cadă, asociați imediat pozitiv ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic cu mâncare. Și atunci devine mai rezistent la orice situație mai aparte în care se află. Vezi, îl mângâi, fac tot felul de mișcări, dar ele sunt finalizate cu mâncare. Deci începe să anticipeze că orice aș face, la un moment dat vine mâncarea din mâna cealaltă și mă lasă să-l iau de coadă, mă lasă să-l controlez la urechi, mă lasă să fac orice, că el va primi mâncare aici, da? Bun, acum îi voi arăta lui Robert o următoare fază pe care trebuie să o exerseze cu câinele.